Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru luna decembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi Capricorni, în primul rând vreau să vă urez la mulți ani dacă vă sărbătoriți ziua de naștere pe final de decembrie. Să aveți parte de tot binele din lume. Vă urez multe, multe gânduri bune. Să știți că este o lună decembrie magică pentru voi. Este o perioadă în care în prima parte, în mare parte din luna decembrie, ai o intuiție absolut fantastică. Ai o relație specială cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu planul spiritual, cum vrei tu să spui, și e foarte important de menționat faptul că vei reuși să materializezi foarte ușor tot ceea ce tu gândești. Asta e absolut fantastic, nu? Um. Afli tot felul de secrete, afli tot felul de informații extrem de prețioase pentru tine în această perioadă. Fie că o să le conștientizezi, fie că le afli printr-o discuție fizică, de ce nu, și vezi că, nu știu, e o perioadă pentru tine în care ceea ce spui, ceea ce comunici, vezi că este Absolut divin. În sensul că vei fi ca un profet, dacă vrei pentru ceilalți în luna decembrie. Este o lună foarte bună pentru tine. În primul rând, avem o lună nouă în semnul tău pe 23 decembrie la final. Era asta înseamnă că se deschide o perioadă pentru tine, în care începi și spui o dorință, da, începi și vrei ori să mergi pe cont propriu, ori vrei ceva nou ceva care presupune în egală măsură să să schimbe destul de mult viața. Da? Unii capricorni chiar e posibil ca în urma, nu știu, ori, ori a tensiunilor care apar în familie, ori cineva te împinge acolo și spune hai, fa asta, fa asta, că e bine pentru tine, atunci în sfârșit dai startul unui nou început. Îți pui tot felul de obiective noi, vezi că poți să-ți pui dorințe foarte multe, mai ales în preajma sărbătorilor, că ai o susținere absolut fantastică. Uh, ne întoarcem puțin pe 8 decembrie, avem o lună plină în semnul uh, gemenilor, o uh, uh, lună plină care este. Nu, da, o lună plină care este pe axa 6-12. Da, mi-ale cuvintele pentru că nu știu, Capricorni care. Uh, vedeți că sunt niște probleme pe acolo de sănătate și nu se rezolvă. Încercați să mergeți la medic, pentru că uh, o să aveți chiar uh, niște surprize din acest punct de vedere. Pe de altă parte, apar tensiuni, bineînțeles, pe zona sănătății, însă această lună plină poate să te ajute să închizi în sfârșit o situație. Poate chiar primești un verdict final legat de o persoană din familia ta. Poate cineva are probleme, nu neapărat tu. Da. Pentru alții poate să fie un moment în care deodată așa, ori vă dați demisia, ori se închide un proiect, ori deodată spui gata am terminat aici, am plecat, merg în altă parte. indiferent ce înseamnă muncă pentru tine, că unii poate nu mai lucrați, dar bineînțeles că mai aveți activități. Da? Fie prin casă, fie cu rudele, cu vecinii și așa mai departe. Bun. Um. Toată luna decembrie, vezi că, nu știu, ești foarte comunicativ. În special, perioada 7-29 decembrie. Comunici extraordinar de mult. Așa cum îți spuneam, vezi că o să fii un mic, mare profet în această lună decembrie. O să intuiești lucrurile, o să-i spui unei persoane, vezi că asta se întâmplă. Și culmea, chiar așa vor sta lucrurile. Deci e bine, e ok să te și folosești da, de această intuiție pe care o ai. Uh, nu știu de ce îmi vine să transmit că pentru cei care lucrați o să găsiți mult mai ușor soluții la problemele care apar la muncă sau cei care aveți legătură cu zona medicală, vedeți că e o perioadă bună în care uh, o să aveți și o intuiție atunci când vine vorba de un diagnostic sau de un pacient sau mă rog și așa mai departe. Folosiți-vă și intuiția, și rațiunea, bineînțeles, și cunoștințele. Da? Apoi, uh, 29 decembrie, până pe final de lună, uh, atenție mult ce comunicați. Vedeți că Mercuri intră în retrogradare chiar la voi în zodie și e posibil să nu prea mai înțelegeți voi așa pe unde vă aflați, iar unii capricorni e posibil să nu mai comunicați la fel de mult. Da? Uh, Venus. Micul benefic stă până pe 11 în săgetător și de aici îți aduce uh, foarte multă protecție divină în primul rând și în al doilea rând te ajută foarte mult să îți dai seama de tot felul de lucruri. Da, care probabil nu ți-au plăcut, legate de un copil, legate de cariera ta, legate de cine ești tu în lume sau de reputația unui copil sau de relația de iubire în care ești tu și vrei să vezi acum, ca să spun așa, cum anume se vede acea relație în lume sau dacă e ceva serios sau nu este ceva serios. Încă un element foarte important pentru tine este faptul că Venus intră la tine în zodie, este toată luna, te ajută, ești admirat, ești apreciat și ai și tu ocazia să cunoști pe cineva, dar depinde de tine, da? trebuie să ieși, să socializezi și vezi că tu poți să întâlnești persoane undeva prin anturajul tău, da? Sau dacă ești într-o relație, comunicarea cu partenerul devine mai bună. Uh, ai ocazia să, nu știu, să faceți tot felul de activități așa mai mici împreună, apar tot felul de lucruri frumoase, vă pregătiți pentru Crăciun, vă, nu știu, faceți tot felul de pregătiri. Uh, Jupiter este în mers direct toată luna și în prima parte chiar stă în zodia peștilor și acolo este și Neptun care este și el în mers direct aproximativ toată luna decembrie. Și de aici ai foarte mult ajutor să-ți rezolve acele probleme legate de o mașină, probleme legate de rude, probleme legate de modul în care tu comunici. Deci se rezolvă așa ceva pentru tine și asta e absolut fantastic. Da? Iar spre final de, de, decembrie vezi că și tu vei avea parte de niște sărbători extrem de plăcute alături de familie, alături de cei dragi, însă ce-aș recomanda să te încrezi foarte mult în divinitate, mai ales tu, în luna decembrie și mai ales în preajma sărbătorilor. Nu știu, roagă, te meditează pentru că o să rezolvi niște probleme aici, prin niște modalități la care nici măcar nu te-ai fi gândit. Ai da? o protecție mare. Hai să vedem. Nu, vreau să iau o carte oracol. Nu știu de ce am sărit peste arhangeli. Păi, chiar e un test pentru tine pe zona aceasta a credinței. Nu? Hai să vedem. Arhanghelul Metatron. Foarte frumos. Numerele importante pentru tine: 4, 1, 5, 41. Iar culorile importante sunt toate nuanțele de mov lila, roz. Uh, și foarte important, văd aici o legătură puternică, poate cu un bărbat mai în vârstă sau cu un bărbat foarte înțelept. Da? Uh, Arhanghelul Metatron este cel care îți transmite următoarele: Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o profundă stare de devoțiune necondiționată față de Dumnezeu și de acum înainte vei putea fi din ce în ce mai mult la unison cu voința atotputernică a lui Dumnezeu Tatăl. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Dragi Capricorn, luna decembrie, așa cum spuneam, te găsește într-o relație extrem de pozitivă, extrem de frumoasă cu Divinitatea. Rugăciunile tale sunt mai mult ascultate, dorințele tale sunt mai mult ascultate de către Univers, de către Divinitate, cum vrei tu să spui. Și pentru tine este o lună în care poți să materializezi lucrurile mult mai bine. Hai să vedem ce îți transmite și tarotul, pentru că sunt foarte, foarte curioasă. La baza pachetului avem trei de bâte. Foarte puternic văd aici faptul că în luna decembrie tu vei face. Foarte multe drumuri scurte pentru a rezolva tot felul de probleme. Văd că ești foarte bine organizat. Asta este absolut fantastic. Și mai mult decât atât, văd că, uite, apare o primă de blocare. Deci începi ușor, ușor să vezi acea lumină la orizont. Prima carte pentru tine, Regina de Spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Însă tot această carte vorbește de acel moment în care se clarifică o relație, se clarifică o situație. În sfârșit ai un verdict sigur, în sfârșit știi și tu cum anume merg lucrurile în viața ta. Poate chiar, așa cum îți spuneam, faci tot felul de drumuri scurte pentru a rezolva tot felul de probleme legate de acte, hârtii și documente. Așa cum îți spuneam, ai extraordinar de multă susținere să faci așa ceva în luna decembrie. În mintea ta avem 10 de spade. 10 de spade vorbește de un final. În egală măsură, în prima parte a lunii decembrie, ar fi bine să închizi acele lucruri care tot vezi că îți fac rău. Este acea perioadă de uh, curățare pentru tine. Da? Ca mai apoi, de la finalul lunii decembrie, să începi să-ți construiești un alt imperiu. Ceva nu ți place, ceva nu ți convine. În inima ta, Cavalerul de spade. Uite, Cavalerul de spade vine cu un eveniment pe care nu l-poți controla. Pot exista discuții uh, aprinse în familie, pot exista certuri, pot exista discuții uh, total neașteptate, ciudate. Uh, poate chiar, cine știe, e ceva legat de o persoană foarte apropiată ție. La baza la baza manifestărilor tale, Doi de cupe, foarte frumos. Doi de cupe vorbește de o întâlnire, vorbește de o relație care să știi că va, va avea parte de schimbări destul de mari în această lună decembrie. Nu uităm faptul că în această lună Lilith, luna, luna neagră din Rac, Face o poziție de toată frumusețea cu pluton de la tine din zodie, era asta înseamnă că apar și tensiuni pe relații, dar repet, ascultă-ți intuiția și închide ce ai de închis pentru că ă, ți se deschide apoi o perioadă absolut magică da? sau ai încredere în divinitate. În exterior, pajul de cupe, uite, o legătură văd aici cu un copil sau cu o persoană mai tânără, însă, în egală măsură, văd că parcă ai tot felul de legături cu persoane mai neexperimentate din punct de vedere emoțional. Sunt persoane foarte credule, naive, poate blând, nu știu, iubitoare, persoane pacifiste, dar care nu prea înțeleg mare lucru din viață. Și teoretic, tu ești o zodia înțelepciuni, a maturității, mai bine spus. Cavalerul de monede. Cavalerul de monede îmi spune mie despre tot felul de oameni care îți pot intra în casă în această perioadă. Poate chiar e vorba de cineva care acționează încet și sigur către tine. Văd o propunere serioasă pe care o poți primi în plan personal. Dar în alte cazuri văd aici o puternică legătură cu o persoană care este la început de drum din punct de vedere profesional. Da. Începe să se stabilizeze ceva în viața ta, însă, repet, e bine să te deschizi în fața schimbărilor. Asta este extrem de important pentru tine. Ultima carte, Arcana Majoră Luna, o legătură cu Zodia Rac sau cu Zodia Scorpion însă această carte îți spune despre faptul că în plan socioprofesional vezi că lucrurile încep să se clarifice fix acolo unde păreau cele mai negative, deci acolo unde lucrurile păreau negative, urte, nu mai înțelegeai ce se întâmplă, ei acolo se rezolvă. Luna, pe de altă parte, vorbește și de multă intuiție, dar în acest context, așa cum ți-am spus și la început, vezi că Universul, Divinitatea, cum vrei tu să spui, uh, lucrează în această perioadă cu sau fără voia ta. Dacă vrei să ieși bine din situația asta, e ok să spui încrederea în Divinitate, să spui încrederea în Univers sau cum vrei tu să spui, uh, pentru că de cele mai multe ori. Dumnezeu știe mult mai bine ce e ok pentru, pentru tine, da, decât avem impresia că știm noi. Că suntem mici în comparație cu el. Luna, aici, iarăși, îți spune despre faptul că pot apărea tot felul de tensiuni în relațiile cu femeile, în mod special. Da. Bun e cineva care nu prea mai înțelege ce face, ce se întâmplă. Ideea este că lucrurile se clarifică. În egală măsură, vezi că ai o persoană, ori la locul de muncă, ori e o persoană mai îndepărtată de casa ta, fizic sau energetic, care să știi că te ghidează, care să știi că te ajută dintr-un anumit punct de vedere. Dragi Capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru luna decembrie. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Acolo voi clarifica toate aceste mesaje, vă voi transmite și mesaje suplimentare din punct de vedere astrologic și de asemenea, o să extrag și o carte din oracolul dragostei pentru tine, dar și o carte dintr-un oracol mai special. În final, te îmbrățișez, te aștept la previziunile care apar în fiecare săptămână pentru semnul tău zodiacal, te aștept la previziunile zilnice pe zodii și îți doresc să ai parte de o lună decembrie cât mai frumoasă.